Bolile pielii creează de obicei sentimente de rușine, iar deseori pacienții care suferă de astfel de boli sunt stigmatizați de societate. Așa se întâmplă și în cazul persoanelor care suferă de dermatită atopică. Povara emoțională și psihologică a bolii își pune amprenta astfel că au de-a face cu mai multe simptome, dincolo de simptomele regăsite la nivelul pielii. Doamna dr. Carmen Curea, medic primar dermatolog la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, explică de ce ar trebui să considerăm dermatita mai mult decât o boală a pielii. Aș vrea să o luăm cu începutul. Mai întâi, ce înseamnă de fapt dermatita atopică și cum îi afectează ea pe pacienți? Dermatita atopică este o boală cronică, a pielii, al cărei principal simptom este pruritul, adică mâncărimea. Așa vor înțelege pacienții despre ce e vorba. Sigur că dacă este să începem cu definiția sau mai precis cu etimologia cuvântului, de fapt atopie înseamnă alături de normal. Deci este o boală în care pacientul cumva este alături de normal, este deviat de la normal. Este o boală despre care Poate nu se știe lucrul ăsta de despre care în anumite tratate este descrisă ca fiind cea mai comună, cea mai des întâlnită boală de piele. Pentru că, de fapt, dermatita atopică este mai mult decât ceea ce părea a fi. Este foarte polimorfă, are foarte multe forme de manifestare, forme diferite de la o vârstă la alta vorbim de anumite manifestări în dermatita atopică a copilului mic, alte manifestări în dermatita atopică a copilului mare adolescentului, alte manifestări în dermatita atopică a adultului și mai nou se pare și de alte manifestări în dermatita atopică senilă a omului bătrân. În toate acestea însă simt, simptomul Principal comun este pruritul. Știți că simptom se referă la manifestările subiective, la acele manifestări pe care pacientul le, le afirmă. Semnele sunt manifestările obiective, cele pe care doctorul le observă și le monitorizează. Despre aceste semne, vă spuneam, acestea sunt diferite de la o vârstă la alta, de la o formă la alta de boală. Vorbeați de vârstnici și spuneați că mai nou și în cazul lor. Apărea mai rar dermatita atopică în cazul vârstnicilor? Nu, nu apărea mai rar dermatita atopică, dar acel așa numit prurit senil pe care noi îl întâlneam destul de frecvent la vârstnici nu era recunoscut și încadrat în dermatita atopică. Manifestările acum, pentru că atenția noastră se îndreaptă din ce în ce mai mult spre dermatita atopică pentru că cercetările au deslușit din ce în ce mai rafinat mecanismul de producere a bolii și pe cale de consecință s-au și dezvoltat molecule care să țintească și să blocheze acest mecanism de producere a bolii. Așadar, începem să avem tratamente patogenice, adică tratamente care Chiar dacă nu se pot adresa cauzei, se adresează mecanismului de producere a bolii. Și, evident, cunoscând mai bine mecanismul bolii, cunoscând mai bine variantele prin care îl putem intercepta și bloca, sigur, cumva, să știți, chiar și formele clinice se reașează, pentru că erau oarecum dispersate. Din momentul în care cercetările se, se dezvoltă atât de mult, cumva. Dermatita atopică se redefinește și poate anumite, poate mult spus boli, poate anumite manifestări sau condiții cutanate, cumva converg spre această entitate care se pare că este unică și anume dermatita atopică. Și deci, vă spuneam, dermatita atopică se pare că este mai mult decât părea să fie. Și pentru că ziceați că e mai mult decât părea să fie, la ce ar trebui să fie atenți medicii mai puțin familiarizați cu dermatita atopică, la ce să se uite astfel încât să se gândească că ar putea fi o astfel de boală la mijloc. Pentru că simptomatologia este polimorfă, vă spuneam, medicii ar trebui să fie atenți la tot. Și nu doar medicii dermatologi, pentru că cea mai mare parte a cazurilor de atopie, respectiv dermatita atopică, apar în copilărie. Cele mai multe cazuri sunt la copilul mic, după vârsta de 2 luni, între 2 luni și 2 ani, la copilul mic așadar, pacienții aceștia mici nu ajung foarte des la dermatolog. În general, un copilaj care se scarpină, pe care părinții îl văd, nu neapărat se scarpină, un copil de două luni nu se poate scarpina, la ei apare acel rubbing, el se freacă de scutec. Copiii aceștia mici sunt duși la medicul pediatru. Deci, observarea simptomatologiei, cunoașterea simptomelor, trebuie să fie făcută încă de la vârste foarte mici, de către medicii cărora se adresează acești pacienți sau le sunt adresați acești pacienți. Copilul foarte mic are prurit și, mai mult de atât, are niște manifestări foarte acute. Cumva dermatita atopică cam așa și funcționează cam așa și apare cu manifestări acute, de tip acu, exemă acută la copilul mic, care pe parcursul vieții omului cumva se sting, devin subacute pentru a ajunge spre cronic la adult și bătrân. Copilul mic are niște manifestări specifice o roșață, un eritem, pe fundul căruia, căruia apar vezicule, o eczema acută cu zemuire, localizate în mod caracteristic la nivelul obrajilor și pe zonele convexe ale feței. Dermatita atopică, într-un mod particular, se spune că respectă zona centrofacială. În afară de zonele convexe ale feței, apar sigur și pe celelalte zone, gât, umeri, brațe, respectă zona de scutec, apare pe fese, de respectă zona de scutec. Sunt manifestări acute, vă spuneam, cu zemuire de exemă acută, extrem de supărătoare pentru copilul mic, dar care, ne neputându-se exprima în cuvinte, se exprimă în gesturi. E un copil agitat, e un copil care plânge, un copil care nu se odihnește, care se freacă continuu de scutec din cauza faptului că îl mănâncă. Manifestările acestea acute, sigur, predispun copilul la complicații. Una dintre cele mai frecvente complicații ale dermatitei atopice la copil este impetiginizarea, adică suprainfectarea cu stafilococ, care la rândul ei complică boala inițială și se intră cumva într-un cerc vicios. Dermatita atopică predispune la suprainfecție, suprainfecția agravează dermatita atopică. Ele merg împreună, dar pot fi și separate? Adică poate un copil să aibă o suprainfecție cu stafilococ fără să aibă dermatită? Sigur, suprainfecțiile cu stafilococ sunt ele însele entități separate. Numai că la un copil cu dermatită atopică este mult mai extinsă, ca să zic așa, poarta de intrare. Poarta de intrare fiind toată suprafața afectată a pielii. Suprainfecția este, să spun așa, o complicație de temut și în cazul adulților, nu doar al copiilor. Câte persoane aveți care vin la cabinet cu dermatită atopică, cu suprainfecții? Depinde. Ce aș vrea să spun, și poate este interesant și pentru colegii mei și pentru pacienții noștri, este că această suprainfecție se datorează pe lângă, evident, în mod direct, infectării cu stafilococ, se datorează unor particularități genetice pe care pacientul cu teren atopic le are. Adică, în pielea pacientului atopic, încă de la naștere, din cauza unor predispoziții genetice, formarea pielii este una deficitare, astfel încât acele Substanțe care ar trebui să ducă la o piele matură, sănătoasă și cu un mecanism foarte bun de apărare sunt în mod greșit formate sau în cantitate prea mică. Au o cantitate mai mică de filagrină sau o formă neconformă, ca să zic așa, de filagrină. Și, pe de altă parte, în al doilea rând, tot pacienții atopici în mod genetic determinat au un, o imunitate modificată la nivelul pielii. Așadar, pe lângă aceste caracteristici genetic determinate, adică o structură modificată, indemnă a pielii și un mecanism de apărare deficitar, pe lângă asta, se adaugă și uh, et etalarea uh, acestor leziuni de dermatită atopică, uneori foarte, foarte întinse ca suprafață, care constituie, vă spuneam, poartă de intrare, atât pentru stafilococ, cât poate și mai rău pentru virusul herpetic, pentru că asta este probabil forma cea mai severă de dermatită atopică complicată, așa numită eczema herpeticum, în care asistăm la o infecție herpetică extinsă pe suprafața pielii, nu doar o, o, o formă localizată așa cum știm că este caracteristic. Astea, din acest motiv trebuie să fim foarte atenți, în special la copilul mic, pentru că se poate ajunge în cazul infecției herpetice chiar și la encefalită herpetică. Nu sunt cazuri foarte frecvente, acestea de infectare, suprainfectare cu virus herpetic sau cu stafilococ. Sigur, aceste cazuri sunt frecvente în cazul copiilor cu îngrijire și o igienă precară. Mulțumesc frumos!